When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Salut! Bine ați venit înapoi! Astăzi suntem din nou în bucătărie pentru că vreau să împărtășesc cu voi o rețetă. N-am mai avut de mult rețete pe canalul meu și astăzi vreau să vă arăt cum să faceți acasă lapte de migdale. Foarte, foarte simplu, foarte ușor de făcut și pentru perioadele sau pentru acele zile în care nu vreți să consumați lapte de vacă, pentru perioadele de post sau pur și simplu, dacă sunteți intoleranți la lactoză, laptele de migdale este un foarte bun o foarte bună alternativă. Așa că haideți să vă arăt cum să-l facem acasă, foarte ușor și rapid. Pentru această rețetă o să avem nevoie, în primul rând, de migdale și o să avem nevoie de 260 de grame de migdale crude, neprăjite. De asemenea, o să avem nevoie de apă, aproximativ 950 de ml de apă filtrată și puteți să folosiți miere, dar eu aici am ales să folosesc curmale pentru a îndulci un pic laptele. Dacă nu vreți să le îndulciți, puteți să lăsați pur și simplu fără miere sau fără curmale, pur și simplu așa cum este. Și primul lucru pe care trebuie să... De asemenea, am uitat să menționez, avem nevoie și de un pic de sare. O să dau la o parte astea, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem migdalele la înmuiat. Și este foarte important să le punem la înmuiat, pentru că cu cât stau mai mult la înmuiat, cu atât laptele nostru o să fie mai cremos. Și o să punem apă cam cât să acopere, în primul rând cât să acopere migdalele și după aceea să mai fie încă 5 cm în plus de apă deasupra migdalelor. Și este recomandat să le lăsăm la înmuiat peste noapte. Așa că le las la înmuiat și după aceea revin. Ok, le-am lăsat peste noapte, le-am clătit și le-am pus în blender și am adăugat și apa. După cum probabil vedeți, am adăugat jumate de migdale și jumate de litru de apă, pentru că dacă pun toate migdalele și un litru de apă, o să-mi dea pe din afară. Dacă vreți un blender mai mare, puteți să faceți asta, dar eu o să fac în două stadii. De asemenea, aici am adăugat și două curmale. Și acum o să-l pornim să facă gălăgie și o să-l blenduim pentru cam 4 minute. Ok, după 4 minute ar trebui să arate cam așa, este destul de spumat acum și o să avem nevoie și de un tifon pentru ca să putem să strecurăm și să scoatem doar laptele, pentru că noi acum avem aici și coajă și migdale, vrem doar lichidul practic. Deci, după cum vedeți, deasupra unei oale pe care am prins-o cu cârlige, am pus tifonul și ar fi trebuit să mai pun un cârlige aici. Și o să-l las aici ca să se scurgă un pic și după aceea o să-l și strângem ca să-l ajutăm să se scurgă. Cred că pot să-l ridic. Și îl stoarcem. Ceea ce iese aici este practic laptele de migdale. Trebuie să aveți răbdare să stoarceți tot, pentru că se stoarce destul de greu, mai ales că eu am un tifon destul de dens.
Ceea ce într-un fel e bine pentru că nu vrem să curgă nimic altceva decât laptele, dar în același timp durează un pic mai mult procedura. Da, îl stoarceți cât puteți, eu cam atâta pot. Și după aceea o să mă dau la o, o să dau la un pic la o parte ca să vă arăt ce rămâne aici. Aici practic au rămas migdalele. Adică coaja și pulpa migdalelor. După ce l-am făcut și pe al doilea, adăugăm un praf de sare. Sarea este foarte importantă pentru că aduce practic toată rețeta împreună, știți cum este sarea în bucate, dă gust, nu vă gândiți că o să fie sărat laptele, nu o să se simtă deloc sarea. Chiar mi-a ieșit un pic dulce datorită curmalelor pe care le-am pus. Și după ce amestecăm sarea, pur și simplu îl transferați într-o sticlă. L-am transferat într-o sticlă, după cum vedeți mi-a ieșit aproximativ un litru, pentru că e normal, am pus un litru de apă, migdalele erau deja foarte bine hidratate pentru că le-am lăsat peste noapte. Deci cam aproximativ un litru de lapte ar trebui să vă iasă. Este foarte cremos, este foarte bun, mai ales la cafea, și rezistă în frigider câteva zile. Atenție, nu rezistă foarte mult în frigider pentru că nu are pic de conservant sau alte chestii, este doar natural. Ok, asta a fost tot. După cum ați văzut, nu v-am mințit la început. Rețeta este foarte, foarte ușoară și puteți să faceți chestiunea asta foarte simplu acasă, mai ales dacă aveți copii. Recomand, pentru că știți exact ce este în el, dar nu numai, și pentru noi adulți este foarte important să știm ce punem în corpul nostru și, în general, produsele din comerț nu au numai au un singur ingredient sau două în ele, majoritatea au mult mai multe. Vrem să cumpărăm lapte de migdale, dar nu este numai lapte de migdale acolo sau numai migdale. Așa că aveți această opțiune să-l faceți acasă. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, vă rog să nu uitați să-i dați un deget în sus. În cazul în care nu ați făcut asta deja, vă rog să nu ezitați să vă abonați la canalul meu. Dacă sunteți deja abonați, vă mulțumesc și vă apreciez și vă iubesc. Și pupici! Pa!